Bună ziua, stimații telespectatori, bun regăsit! În partea a doua emisiunii vom vorbi cu sărbătoritul zilei de astăzi. La mulți ani domnului Mihai Amăriuți, bine ați venit! Uite, v-am chemat astăzi la muncă de ziua dumneavoastră. Bine m-am găsit, să mă găsim tot timpul oricum. Da, ziua noastră în fiecare zi, a bărbaților. Exact. Vorbeam cu domnul Mihai înainte de emisiune că l-am descoperit undeva în niște imagini de la Revoluție. Era o întâlnire atunci după Revoluție. Într-o sală, nu mai știu unii, cred că pe la Panoramic. Nu, la liceul la Petru Rareș, cred. Sau la liceul la Petru Rareș, aveți dreptate. Și, mă rog, fiecare își dădea cu părerea atunci. Dom'le, ce să facem? Cum să folosim releile? Să folosim toate? Domn Mihai a venit atunci cu... Uite, n-am avut timp să caut imaginea asta, că chiar mă uitam cu colegii mei și am zis, bă, domnul Mihai de atunci știa că se poate întâmpla ceva și domeniul ăsta al televiziunii va reprezenta o revoluție. Noi nu știam atunci mare brânză, nici nu știam, vorba domnului Mihai, nu știam că se filmează. Și de-a uite că după 25 de... Până gulerele, vezi, grijă ce vorbiți pe aici, că se filmează, o să vă ridice de acasă. Da, cine sunt operatorii, care și cum este. Da, tinerii nu prea aveam noțiunea asta. O să mai difuzăm noi niște imagini în zilele acestea, pentru că după 25 de ani trebuie să știm și noi ce revoluție a fost și cum a fost. Deci dumneavoastră, da, la Piatra a fost. Nu, dacă avem atâția revoluționari, înseamnă că a fost revoluție, nu? Ce înseamnă aia? Revoluție fără... Revoluționari fără revoluție. Sau revoluționari fără revoluționari. A fost transmis un mesaj până la urmă a, să spunem, direcția în care a plecat lumea. Da, vă aduceți aminte când le spuneați la ea, domnule, să folosim releile, să transmitem imagini, să facem, să intrăm, să... Da, mă rog, erau lucruri, erau așa, lucruri... Dar lumea era buimăcită atunci, era toți, vedeau numai securiști, numai dușmani, numai în toate direcțiile, nu știai... Poate și erau. Și poate chiar și erau, dar nu știam. De ce au găsit și filmele până la urmă? Erau real. Adică erau totuși până la ceva. Adică nu cred că avem alte filme din pe vremea aceea. Da, mai... Așa că uite că aveau utilitate din punct de vedere, un studio de arhivare care poate să ajungă pentru... Da, da, da. Și azi, domnule, uite, domnul Mihai, da, nu degeaba a ajuns în domeniul ăsta IT, al televiziunii. Era deja în domeniul ăsta, avem respectiv, lucram deja în acest... Lucrați dumneavoastră câțiva care, mă rog, ați făcut, nu era ce acum, tot, uite-te în jurul nostru, toată lumea e pe net, deci toată lumea e prezentă doar așa, fizic, ei sunt pe netul lor, pe lumea lor, pe online, pe ce facem, ne mutăm toți pe online, domnule, nu mai e, îmi dau adresa de la bloc, dar eu mă găsești pe online, pa! Ei nu sunt toți, din punct de vedere, undeva, poate pentru noi, mai ales pe vremea aceea când eram în lipsă de informații, orice chestiune nouă era ceva, manifestau atracție deosebită și atunci a existat o foame de a căuta lucruri noi și asta probabil că și-a ajutat poate să pătrundă mai repede online-ul în România, în anumite cercuri. Din păcate nu peste tot, pentru foarte multă lume nu prea apelează. Noi suntem un paradox în acest punct de vedere în Uniunea Europeană. Suntem una din țările vestite că avem acces la internet de viteze foarte mari, disponibile care țări cu mult mai avansate nu și le permită. Cum vă explicați dumneavoastră, care, mă rog, lucrați în domeniu, că e setea asta în România? După ce sărăcia e la noi cât casa, eu aș fi deci vrut... Doar în niște momente, neuniversală. Deci setea aceasta de informație nu este universală, este doar niște fragmente ale societății. Pe de altă parte, avem fragmente extraordinare de conservatoare care nu le interesează. Realmente nu interesează ce se întâmplă un metru mai încolo și rămâne într-o anumită bucată și aici e, să spunem, paradoxul. Avem, să spunem, posibilitatea de a oferi cel mai bune performanțe practic din Europa, practic chiar de lume, suntem concurenți acolo, dar pe de altă parte avem cam cea mai mică penetrare a internetului din Europa. Pentru simplu motiv că o foarte mare categorie de oameni pur și simplu nu sunt interesați să depună sau nu au capacitatea, greu de spus, eu zic că mai degrabă că nu sunt interesați. Într-un fel, adică partea este mai degrabă motivațională, pentru că n-aș crede că suntem noi... Și eu mai puțin neuroni decât alții. Da, care? Sunt cei din mediul rural, nu? Care nu sunt interesați ei de internet. Și mediul rural și în mediul urban. Nu e o chestiune atât de radical diferită, în acest punct de vedere. Adică mă uit, în alte părți, a murit zilele trecute cea mai bătrână blogheriță, care avea 100 și ceva de ani, dacă nu mă înșel. Ori la noi de era... blog? De când era pe nu, blog? Nu, nu avea. Am înțeles, da. Blog, mai, evident. Dar oameni cu anumită vârstă,
continuă să se intereseze, să intre, să participe în viața socială, să caute lucruri noi, au o tinerețe spirituală care la noi este mai rară. La noi, omul a ajuns, eu am 60 de ani, ce mai vrei de la mine? Lasă-mă în pace că eu trebuie să mă uit la meciul meu cu omul meu care îl știu de când era copil. Deci, faptul că nu folosește online nu poate să fie în acest vedere un pic negativ, pentru că îl lipsește și o de posibilitatea de a se informa de alte de lucruri interesante care ne privesc. Pentru că aici e mică problemă, toate aceste lucruri erau, sau mă rog, căutăm să le găsim un scop într-un fel și scopul ar fi să ne dezvoltăm o societate cât mai bună pentru noi și pentru urmașii noștri. Da. Dacă aveți perfectă dreptate, dacă ne aducem aminte ce sete era de informații când cumpăram ziare. Deci nu cumpăra sub 5 ziare nimeni de la chioșc. Dă-mi ăla, deci nu era problema. Dumneavoastră ați estimat, cei care, repet, lucrați în domeniul ăsta, că se va ajunge aici? Estimați în viitor cum va fi peste un an, peste 2, peste 10, domeniul ăsta? Televiziunii, al online-ului... vedem și noi, dispar meserii, apar altele, totul... Deci asta este relativ ușor extrapolabil. Chiar am putea să spunem că acum viteza a scăzut. Dacă să ne uităm bine, viteza cea mai mare de schimbare și de evoluție și de transformări a fost undeva în secolul trecut, undeva între 1950 și 1975. Atunci a fost mare revoluție în care s-a dat totul peste cap realmente și aproape s-a rupt. Adică într-o singură generație, aproape tot ce era vechi, aproape s-a aruncat, pentru că pur și simplu nu mai era nimic la nimic și a schimbat tot, și ca sistem de organizare socială, și ca tipuri de activitate, și ca tradiții. Multe lucruri s-au rupt atunci. Dacă să ne uităm bine, de atunci acoace evoluția a fost mai mult liniară decât explozivă. Deci s-au făcut o felul de chestiuni interesante și eu avem informațiile de chestiuni în ce în ce mai mici și putem comunica cu mesaj cu 64 de caractere sau 120 caractere, marea invenție. Atunci și eu se ajungea pe lună. Când te uiți așa comparativ, parcă sună un pic ridicol. Pare la noi ca fiind cu totul și totul fantastic, e mai mult și eu la nivel de gadget decât de ceva cu totul și totul spectaculos. Spectaculos e faptul că ne ajunge la toți în buzunare și pe undeva ne dă oportunitatea, să spunem, să fim cu toții mai conectați. Din păcate, același lucru ne permite să ne și deconectăm cu totul. Și tare mă tem că acest efect secundar este mai mult dăunător deseori. Adică... Foarte interesant ceea ce mi-a spus dumneavoastră. Cu cât suntem mai conectați, cu atât suntem mai deconectați. Dacă de deconectăm de societate, aici e chestiunea. Exact, dacă vrei să înțelegeți ce spune domnul Amăriuțe, cu cât ai impresia că ai 2000 de 5.000 de prieteni pe online, s-ar putea să n-ai nimic în viața reală. Știi ce îmi spunea unul la săptămâna trecută? Acum, glumă, dar... Zice, dom'le, deci că avea 2.000 de prieteni pe online și la mormântare, zice că i-au venit 10 oameni. Bun. Acum, vă dați seama ce înseamnă și asta. Deci un raport mai bun decât la multe lume. Da, raport. Deci dumneavoastră spuneți că marele progrese ale omenirii au fost atunci, în anii aia. Atunci a fost un șoc, să spunem, în acest punct de vedere, pentru că multe lucruri s-au schimbat foarte, au foarte radical. Au apărut atunci, mașini. S-a ajuns de la mers cu căruța, a ajuns pe lună. Da. Atunci s-a făcut, omenirea a făcut mari pași. Noi ce facem acum? Dezvoltăm. Deci laptopul ăsta îl facem mai subțirel, mai cu memorie mai mare, mai... Dar nu asta înseamnă revoluția, nu? Nu asta deci, înseamnă... Exact, sunt mai mult evoluționare decât revoluționare în acest moment. Da. Bine, aici e și chestiune legată poate și de... faptul că atunci au fost culese poate mare parte din fructele care stau mai jos și erau mai ușor de prins. Mare revoluție în fizică au fost... cam până în acea perioadă în care venea cineva cu o idee teoretică, făceau repede aparatul, hai să o testăm, funcționa, s-a făcut o teorie. Între timp, cam ce se putea testa ușor, ce puțin acea idee am avut, sau cam verificat. Acum, da, mari inventatori, chiar ieri mă uitam la un reportaj pe Discovery, Bendix, toată lumea știe Bendix. Ionuț, tu cu mașina, ai mașină. Bendix a fost un mare creator, a creat o mașină revoluționară. Din păcate a creat numai una, așa, dar una din marile sare invenții a fost electromotorul, deci din anul 1920, electromotorul e neschimbat până în ziua de azi. Toate mașinile au, că unul e mai performant, că e mai așa. Până atunci toți dădeau la dinam, la manivelă. Ei, iată că marile descoperiri, într-adevăr,
Bine, vor fi greu de înlocuit. Unele Bendixul dintre... e doar un element de cuplare. Până un element de cuplare. L-a inventat unul care, uite, că n-a găsit o altă formă. Nu poți să o compari cu, știu și eu, teoria relativității, să spunem. Care e o chestiune care, pur și simplu, te întoarce pe dos întreaga înțelegerea Universului. Da. Adică e deja în altă ligă. Important de toate. Deci, invenții la nivelul tehnice care fac chestiuni care păreau incomode, le fac comode la îndemâna tuturor, astea apar în continuare tot timpul. De asta avem toți în buzunare telefoane extraordinare, de asta avem cam fiecare acasă camere mai bune decât erau în studio acum nu cu mulți ani în urmă și niște chestiuni care cândva erau accesibile doar profesioniștilor cu sume foarte mari sunt din ce în ce mai multe accesibile. Imagine mai clară, mai 4G, mai 4K. Disponibilități. Acum întrebarea e ce facem cu ele. Da. Pentru că aici e o mică chestiune interesantă și un al doilea motiv pentru care s-ar putea motivat de ce a scăzut viteza, știu și eu, inovării spectaculoase, este încotro ne alocăm resursele. Ei, aici mi-ați anticipat mie o întrebare. Se pare că omenirea acum nu mai caută să mai descopere, da? Marile, eu știu, nu mai încearcă să mai... să vândă cât mai mult, da? Să vândă haine, să vândă electronice, să vândă... Bine, e un efect secundar al... traiului bun pe undeva, companiile, adică perioada de pace și permite această realocare a resurselor spre satisfacția unor nevoi individuale. În momentul în care o populație este amenințată, atunci se modifică un pic perspectiva psihologică și toată lumea e de acord că trebuie să alocate resurse pentru apărarea unor nevoi colective. Și vorbiți despre banii care se bagă în resursele foarte mari, care se bagă în armament. Deci atunci când erau aici... probleme majore în acest punct de vedere, s-au băgat resurse fantastice care au creat niște evoluții pentru că s-au agregat niște eforturi la nivelul întregii țări și toată lumea învăța ca să ajungă să facă și să contribuie la progresul respectiv. L-a făcut și reactoare nucleare sau l-a făcut rachete să ajungem pe lună sau l-a făcut rețele de comunicații care să ajungem să comunica chiar dacă fac lui și ceva. Deci în acest punct de vedere stresul pur și simplu a faptului că cineva îți poartă sâmbetele a creat, să spunem, motivația un pentru a agrega acolo, niște resurse. Da. Asta e ideea asta cu dușmanul. E folosită în foarte multe domenii, chiar și în politică. Da? Mai ales în politică. Îți inventezi un dușman, nu știu cine, și cu ăla te bați și lumea zice, bă, ce tare e asta, uite, rupe lanțul în toate domeniile. Da, e metoda cea mai simplă de a agrega susținere populară. Da. Pentru că în momentul în care scoți un dușman, real sau inventat, în momentul respectiv ai față de cine să ai o referință și să agregi populația ca punct de vedere nu față de o viziune comună încotro am vrea să mergem, ci față de o viziune, trebuie să ne apărăm asta de asta e omul puternic, acela. Da, e mai, asta e mai omul simplu, puternic exact, și pentru cu el trebuie care să încercăm să deci soluția și eu dacă ne-am uitat ce ar fi frumos ca perspectivă, ca creștere de conștiință, să spunem, ar fi, domnule, am vrea să mergem încolo, asta ar fi lucrurile care ar trebui să le facem noi. Și când stai și le prezinți, toată lumea zice, da, e minunat, toți am vrea să fie așa de grozav. Dar când te apuci de treabă, da, asta e că mai bine mă duc la o bere, mai vedem un meci, mai o chestiune, adică chestiunea care, nu dacă pierzi timpul, câteodată mai și cheltui multe resurse. Ia să ne facem noi un iaht din aur în loc să facem o rachetă. Că cine se mai tare, racheta e, cine se uită, cine mă vede că am o rachetă. Și atunci resursele se duc către satisfacție imediată pentru că așa e omul în acest așa, de mai greu să meargă spre ideatic. Omul rămâne, da, comoditatea exact. E în momentul care vine o amenințare, amenințarea nu mai e ceva ideatic, amenințarea e chestiune, domnule, mâine vine și îți dă cu bomba și atunci zice, domnule, ducem acolo jumătate din bani ca să ne facem noi apărare să nu ne dea cu bomba, că altfel asta e situația. Deci sperietura, din punct de vedere, să spunem, face niște lucruri paza bună, da, care împinge niște chestiuni România, într-o anumită direcție. Acum, în ce măsură e bine așa sau e așa, și o chestiune foarte relativă, pentru că nimeni poate să dea o regulă, domnule, așa e bine, așa e rău. În principiu, toți împreună decidem cam cum ar trebui să fie și, în principiu, idealul omului este totuși pacea, nu războiul de dragul, așa hai este, să da. Ne facem nu știu chestiune, să ne războim doar că pe chestiunea asta mai inventăm un plastic nou. Da, plastic nou putem să ne inventăm și ceva mai târziu, nu e o problemă din punctul de vedere majoră, când trebuie să ajungem în concurență, să ajungem cu data de cutare acolo. Deși unele chestiuni deja au început să scârție destul de tare la acest capitol de discuția tipică fiind, de exemplu... La ce vă referiți?
La ce... Sunt multe probleme care deja discutabile în ce măsuri merg în direcția care trebuie. Cea mai vizibilă fiind problema variațiilor climatice, care se produce unul din efectele, să spunem, modului în care consumăm. Și de atât ce încercăm, se încearcă, oamenii știți, atrag atenția la chestiunea asta, nu de azi, Încălzirea globală. Încălzirea globală e un termen răspândit, altul este schimbări climatice, pentru că problema cu încălzirea globală, termenul încălzirii globale, e că mult trebuie să închipe că trebuie să încălzească peste tot și la el în frigider eventual. Și zice, nu domnule, ce încălzire globală? La mine în frigider sunt minus 10 grade. S-a încălzit și la Polul Nord. Și atunci, până chiar la Polul Nord se încălzește. Da. Asta e, dar e adevărat deci, asta cu încălzirea globală? Că... Da. Deci noi nici măcar nu este un caz de dubiu. Din păcate, la noi iese o mulțime de oameni chiar oarecare studii în spate și care ar trebui să știe chestiunea asta. Am văzut chiar absolvenți de fizică care ar trece drept, care ar trebui să știe ce e acolo, vorbesc niște prostii, nu se văd. Și au și mare succes din mai multe motive. Poate chiar trebuie, că multe lucruri acum, poate chiar trebuie spuse, alea, prostiile alea trebuie spuse populației să le înghită. Că noi nu știm acum ce ni se spune nouă, dacă sunt adevăratele informații sau... Problema e cam așa, nu poți să decizi pe bază de popularitate dacă ceva e adevărat sau nu. Pentru că în momentul în care omul votează nu dacă e adevărat sau nu, ci votează dacă îi place sau nu. Și mulți spun, dacă zicem că încălzirea globală, ce măsuri trebuie să luăm? Păi trebuie să încercăm să consumăm mai puțin energie, ne călzim mai puțin, mai facem niște lucruri, mai trecem pe eoliene, chestii genul, sau să ne consumăm mai curent. Ah, dar nu vreau să mai consumăm mai curent. Nu e încălzire globală. Refuz, imaginez chestiunea. Asta ca să fie mai ieftin acum, ce o să fie după mine potopul, nu contează. Exact, da, dumneavoastră trebuie să luați în calcul că sunt companiile astea multinaționale, marile companii care au început să fie foarte puternice, au influență prin guverne, prin și spre bine. Nu vor să fie atinse. Nu pot să sunt constructorii deci nimeni nu vrea, deci cum auto, deci fiecare foarte puternici. Fiecare își trage pe turta lui, din punct de vedere. Deci nu poți nici măcar să-l acuzi că încearcă să influențeze. Fiecare încearcă să influențeze. Că toată lumea la noi vorbește urât de politică, o politică, o mare porcărie, fără să le seamă, pentru că toți suntem în politică, pentru că orice interrelațiune umană, socială, este de fapt o politică. Când sunt trei oameni într-o firmă care lucrează acolo, e o politică de firmă. Cine e în față, cine n-a făcut vinde, vreserii ieri, chestiuni de genul ăsta. Politica deci, e în tot. Până la urmă este metoda, până la urmă, prin care se organizează societatea umană. Știi, la un moment dat este și o mai supărată, să spunem. Dar ei, oamenii sunt, efect, cauza, da, oamenii sunt supărați că cei care n-ar trebui ajungă acolo în decizii, în posturi de decizii. Ce înseamnă n-ar trebui? Nu sunt cei mai reprezentativi, nu sunt cei mai corecți. Ce înseamnă reprezentativ? Păi nu știu, luăm cazul nostru, cei cu dosare la noi în România, cei cu dosarele cât lumea sunt acolo. Poate, nu știu, oamenii, tehnocrații nu au loc. Bun, dar ce înseamnă? Un tehnocrat. Vorbeam de reprezentativitate. Reprezentativitate înseamnă că exprimă până la urmă media unui popor. Media poporului nostru nu te spune că este tocmai tehnocrat. Tocmai spuneam că avem printre cea mai mică penetrare a internetului în Europa. Deci nu prea ne interesează capitolul ăsta tehnocrat ca popor. Nu poți să te miri că nu prea scoatem în față ca reprezentativi persoane care să fie neapărat spre acest domeniu. Deci, până la urmă, termenul reprezentativitate este un termen foarte adică bun, pentru că altfel înseamnă să... mai multe lucruri, altfel, între care înseamnă un om care, n-a reușit cu firma lui și a dat faliment, poți să-l pui să conducă în guvern, în minister, aici, la asta mă refer depinde, eu. Depinde, și o chestiune. La noi falimentul desigur trecut ca o chestiune rea, când până la urmă e o experiență. O experiență de care se poate învăța în acest punct de vedere. Acum contează și cum anume a dat faliment. Adică dacă unul a dat faliment pentru că și-a făcut niște aranjamente și în loc să-și ia utilaja fabrică și-a luat mașină, atunci e normal că poți să spui, domnule, omul ăsta este incapabil. Și probabil că sunt multe situații astea, pentru că noi vedem multe mașini. Au văzut, pe leasing, că domnul și-a făcut și el filmă și prima chestiune și-a luat mașină, cea mai deșteaptă chestiune, cred că nu produce nimic, de fapt. Da. Aia nu e investiție, cred că e trecută investiție în costuri. Domnule, ce am investit noi, dar ce nu merge economia? Investiție, în principiu, în afară de definiția contabilă, ceva peste o sumă, ar trebui să fie ceva care produce ceva în viitor. Deci mai iese ceva din chestiunea respectivă, mai mult decât că doar te plimbi tu de colo-colo. Bine, și asta este o chestiune, dar măcar te plimbi cu folos. Da. Idealul ar fi că, aici e chestiunea, cum producem avere, wealth, cum spune englezii. Asta se produce făcând lucruri care sunt necesare și utile și celorlalți. Și cu cât facem mai multe chestiuni care sunt utile și celorlalți, și ceilalți fac care sunt utile nouă, și în acest fel ne simțim cu toții din ce în ce mai bine, pentru că avem de toate, oferim la rândul nostru de toate. Și în acest fel toată chestiunea, toată pârghia crește. Câtă vreme ne facem doar pentru noi, ceilalți să stea să uite, mulți chiar zic că domnule, că mai bine așa că se vede contrastul.
Știi? Dacă ar avea toți, n-ar mai fi cum trebuie, pentru că asta e și o problemă umană. Oamenii sunt mulțumiți când ei sunt mai bogați decât toți cei din jurul lor. Da. Evident, nu este posibil așa ceva într-o societate. Deci trebuie să ne obișnuim cu ideea că nu o să fim niciunul grozav de mulțumiți. Asta înseamnă o societate oarecum egalitariană. Orică, domnule, unii sunt mișoari mișunuți, dar majoritatea trebuie să ne obișnuim cu ideea că nu trebuie să fim mulțumiți, chiar din potrivă, pentru că vedem pe aia ce sus se ridică și noi trebuie să fim așa micuți pentru că așa se simte aia mulțumiți. Da, dumneavoastră vedeți, domnul Mihai, s-a ajuns așa la un domeniu încât, nu știu, s-a ajuns la tavan. Nu se mai poate, ce să mai poți revoluționa în ziua de azi? S-au inventat mașini, mașinile sunt cam aceleași, vedem, toate le fac, au început să semene unele cu altele, telefoanele sunt cam aceleași. Mașinile nu mai vor lua de enorm de mult timp. Da? Practic aceeași mașină, s-a mai perfecționat ceva motorul cu explozie, deci ceva mai eficient, acum e cu injecție, randamentul mai bun. Nu știu dacă e chiar mai eficient, e mai eficient, ți-l dau ei în fișe. Că s-a ajuns la concluzia că ei nu prea corespund, dar ia domnule mașina, după 10.000 se mai lasă motorul, știi cum e explicația? Nu e chiar așa, telefon. Deci acum sunt informații suficiente, da? Acest punct de vedere și poți să găsești care este realitatea, există chiar o mulțime de site-uri dedicate și testări diverselor tehnologii care spun, domnule, cum e pe bune. Da. Nu prea mai nimeni, adică mă rog, doar naivii mei au de bun ce spune un vânzător. Dar asta e un lucru foarte periculos, tocmai din cauza că acum, nemai existând controlul la cine ce spune, se spun foarte multe prostii. Da. Din păcate, la noi chestiunea asta merg, iarăși este un efect a lipsei de dorință de informare a populației, care ia de bun, ia fiecare... A, mi-a zis ăla de la Vama. Care s-a uitat, adică în timp ce, cum spunea, după Revoluție, lua fiecare 5 ziare și uita pe toate posturile TV, acum ca fiecare să pe un post TV. S-a fixat acolo, exact. Pur și simplu, dacă schimb canalul, deja face urât, deja o reacție pavloviană. Dom'le, nu scrie eticheta mea acolo, încep să-i curgă. Da. Fără să-și dea seama că felul ăsta este manipulat acolo. De cel care seara stau acolo, el este de gard și el, pur și simplu, în acel moment este o frână pentru societate. Și pentru refuz, el. Da. El de bun toți prostiile care sunt spuse acolo și de asta respectivul, pot să spunem, este chiar interesat de așa ceva pentru că scoate și reclamă mare și reclama bună este făcută, banii mulți obțin, dar mai făcând reclamă la prostii, pentru că acelea nu au costuri mari de producție, de cercetare, de atestare. Știm la fel, rețeta a fost cu OTV-ul. Deci OTV-ul era la un moment dat, în anii lui de glorie, după 2004, da, până, mă rog, când a intrat în politică, era concurat cu producțiile mari de pe Antenă, de pe ProTV și, mă rog, toată lumea se întreba, băi frate, cum poți să te uiți la așa ceva? Deci, întrebatul egal cu zero. Deci, de ce celelalte canale, celelalte posturi nu au început să facă un program în care pur și simplu să expună manipulările de acolo? Pentru că oamenii de rând, săracii, nici măcar n-au posibilitatea de a vedea că sunt manipulați într-un anumit fel. Și niște lucruri sunt prezentate în mod fals sau într-un mod deformat sau pur și simplu inutil, îi pierde timpul complet degeaba, pentru că nu are acces, să spunem, sau nu are informațiile diferite. Dom'le, acolo spune ceva. Deci toată lumea și eu, toți reporterii le deau în spate, nu ți uiți acolo, dar nicăieri n-am văzut, deci cât știu, nici măcar la ora actuală nu există pe un canal de televiziune cât de cât răspândit românesc, măcar un program de informare. Apropo de cum sunt de fapt lucrurile, cine exagerează într-un fel, cine zice cam unde trebuie. Și atunci oamenii n-au de ce să se lege, pur și simplu, pentru că în cultura noastră nu circulă anticorpii pentru asemenea chestiuni care le permit acestora să se răspândească. De ce? În principiu, zic eu, pare parte lena intelectuală, ca să nu zic incapacitatea intelectuală, pentru că e posibil ca pur și simplu mulți intelectuali nici măcar să aibă capacitatea, măcar să înțeleagă ceva nu e în regulă, pentru că am văzut destui care chiar au de bune tot felul de prostii și pierzi mult timp să-i lămurești că nu e așa, sunt mult mai dificil de convins decât cei care nu știu. Deci cei care nu știu au câteodată așa un bun simț nativ. Și când îi spui, domnule, știi, asta te-a păcălit, s-a prins așa de asta și zice, aaa, ce chestie, așa, așa mă gândeam, dar nu fost fi că zic, că ăla e profesor, zice așa ceva, dar parcă știa că nu e în regulă, dar să rămână bine că mi-ai zis. Dar vorba aceea cu prostul care nu are școală, cum era, încerci puțin și ai scăpat, dar eu...
E mai greu, extraordinar cu prostul care are școală. E mult mai greu cu ăla, da, care are școală. Exact. De ce cauză? De cauză că cei care au și o oarecare parte de documentație, sunt un pic semidocți așa, au suficientă informație încât să-și poată raționaliza pozițiile lor. Deci ei sunt fixați pe niște poziții și după aceea, din bucățele care le-au prins ei disparate de pe aici și pe acolo, iau câte o bucată care să le-o susțină. Și când spui, domnule, aia nu se potrivește, acolo se potrivește, el insistă, nu, domnule, acolo se potrivește, pentru că așa le văd eu. Și pur și simplu n-ai cu cine să discuți. Și problema mare e că ajungând deja oameni de genul ăsta în poziții cu oarecare vizibilitate, ei sunt și foarte des prezenți în media, probabil pentru că ce vând ei fac atrage. Rating, mă rog, sunt... Fac rating, exact, da. Dar aici e o chestiune, un cerc vicios. Da. Pentru că dacă aici e o mică mare problemă cu fuga numai după bani. Pentru că noi avem o mare problemă în societatea noastră, nu numai noi avem, probabil că e oarecum generalizată la nivelul în multe țări, dar nu peste tot. Adică dacă să se uităm bine, asta e ceea ce diferențiază pe undeva țările care merg bine, cum e Germania, de țările care nu merg prea bine. În Germania, dacă ajungi, domnule, astea sunt lucruri, trebuie să făcute cu un sacrificiu, se face. De exemplu, în Germania, pămiți, domnule, merge să facem energie verde. Pe chestiunea asta ne costă curentul triplu. Nicio problemă, iaol, toată lumea, adică n-am auzit proteste, domnule, vrem curent ieftin. Nu, domnule, trebuie să-l plătim scump, pentru că asta e un lucru scop în sine, mult mai important decât bunăstarea mea de acum. Deci ei pot să-și formeze, să spunem, în primul rând au ce se numește societatea civilă, adică discută între ei, chiar spunea cineva, domnule, dacă pe o stradă ai undeva trei nemți, aia fac o asociație. Pentru că la noi ai trei români, fiecare se uită la televizor pe canalul lui. Nu știi cum să-și o tragă unul la altul, știi, eventual, nu, dacă nu știu să-și o tragă unul altul, înseamnă că se preocupă unul de celălalt. Da. Am observat că există, dar desigur nici măcar nu observ că există. Stai fiecare în bucățica lui și ne mirăm că vin alții și ne manipulează în toate felurile și combate vântul într-acolo, ne ducem și noi. Nu aceea să vină, noi, asta e mare problemă, iarăși, tot timpul găsim un vinovat, domnule, ăla rău care vine și ne împinge încolo, sau ăla vine rău, nu, vinovat suntem noi, pentru că nu reușim să ne adunăm cumva, să comunicăm între noi, încât să putem vedea unde ce știm sau ce credem nu se potrivește cu realitatea, cum aflăm asta, pentru că nu avem un circuit direct în realitate, aflăm discutând cum le văd ceilalți și în discuții vedem unde nu se potrivesc și discutând cu răbdare și nu cu ură și cu mânie, cum se întâmplă la noi, pentru că noi suntem fenomenul ăsta. Când cineva e de acord, de sar toți, sigur ai un interes. Exact, găsești o motivație, o chestiune, ceea ce are și o chestiune este o adipă guboasă, pentru că scopul discuției este tocmai să vedem unde este realitatea și să scăpăm de insistența, de necesitatea și eu deci azi psihologică într-un fel, dar este primar, animalică într-un fel, să câștigi. Ori trebuie să renunțăm la ideea de câștig ca scop în sine, pentru că e un câștig extraordinar de iluzoriu. Nu câștigi, de fapt, nimic. Toți plecăm din lumea asta exact la fel. Exact. Deci tot ce putem face... zero bagaj. Tot ce putem face e să încercăm să împingem mai departe lucrurile care le putem face doar noi, pentru că noi avem și o capacitate oarecare de raționare și să încercăm prin această discuție între noi să ne strunjim, să spunem, lucrurile care nu se potrivesc, încât să ajungem să ne formăm o imagine a lumii în care trăim, să ne formăm o imagine a direcției în care am vrea să mergem, pentru că la întâmplare nu o să ajungem niciodată nicăieri, că unul duce cea, unul duce hăis și stăm așa și ne mirăm, domnule, au trecut 25 de ani revoluție, suntem tot cam pe acolo, hai că duce ceva mai bine, că măcar suntem unui, avem videouri sau nu mai avem, putem păcit. Pleca unde da, vrem. Uite, tot ultimii din Europa, tot așa, adică și ne întrebăm, dar de ce pe aia s-au ridicat? S-au ridicat, că n-am plecat doar noi de acolo, plecat și Polonezii, plecat și cehii, care deja sunt în altă parte. Uh-huh. Deci nu e o chestiune legată că vreau, iar așa aceeași chestiune, da, noi ne-am întrebat pentru că sunt omul negru care știa și ne face, fără să ne uităm, doamne, poate trebuie să ne uităm alea ca și în oglindă, să vedem, nu sunt niște lucruri care trebuie să le facem noi un pic altfel, să schimbăm niște valori în societate, să spunem. În momentul în care ai singura țintă banul și mai ales banul individual, în momentul respectiv dispare foarte mult din minunata complexitate a valorilor umane, pentru că oamenii au valori diferite și asta e un lucru bun, nu e un lucru rău. Și trebuie să aceste valori trebuie sintetizate într-un buchet de valori până la urmă naționale care nu poate fi exprimată într-o cifră. În momentul în care începi să tragi totul printr-o cifră, cât ai câștigat, cât e PIB, cât e chestiunea, ce înseamnă, e o chestiune care rade fatalmente o mulțime de alte valori și rămâne o chestiune stearpă, o chestiune calpă care nu înseamnă nimic, pentru că dacă se întâmplă bine, banii sunt pur și simplu niște cifre undeva, în niște calculatoare. Azi e, mâine nu e, da. Da, mă rog, el reprezintă ceva și el într-un fel. El, de fapt, reprezintă valorile. Banii, aici e mica problemă de a folosi banul ca valoare în sine. Banul nu este o valoare. Banul este o măsură a valorii. Ori, în momentul în care începi să inversezi și să crezi că măsura este valoarea în sine, în momentul respectiv nu mai ai măsuri.
totul se dă peste cap, totul devine așa o nebuloasă și nu mai știi nici măcar unde ești. Așa este, da. E destul de complicat. Cum vezi așa televiziunea în viitor? Tu care lucrezi în domeniu, eu știu, trăiești pe o piață cu mari competitori care nu prea vă permit vouă celor mici să vă mișcați, să vă extindeți. Bine, această situație se în România unde, în același motive, neavând niște valori clar definite, cine are interes să-și face niște chestiuni pentru că pe nimeni nu deranjează. În alte părți, și eu când calci pe bec, explodează ceva. Uh-huh. La noi nu explodează, nu măcar nimic, liga, da. Nu se întâmplă nimic și atunci se întâmplă atâtea fenomene de genul firme mari care se permit chestiuni care nu sunt în regulă, dar în timp ce în alte țări pe aceeași chestiune se ia imediat sancțiune de la stat, la noi mai vedem, mai trăim, poate muriți voi între timp, dar astea uh-huh. alte discuții. Da, da, oricum, uite că da. Oricum lucrurile se schimbă încet, încet, din multe puncte de vedere. Odată partea asta cu evoluția spre net, pentru că problema televiziune liniară, televiziunea clasică e televiziune liniară. Ai un program preconceput. Tradițional se mergea pe ideea că te uitai la programul TV și îți făceai tu programul în funcție de ăla. Și la ora tare e serialul, mă duc să mă uit. Ți-aduce aminte cât ne chinuiam la sărbători să ne luăm programul TV. Da, să da, știm da. Exact programul TV, se vindea revista aia programul, ce era programul TV pentru televiziunea română. Exact, să știm exact de Revelion, de da. Când poți duci mai bine ceva. Când dădea programul pe Revelion, să când știm exact. Când ceva interesant da. Și când era tovarășul, exact. Că trebuia să mergem și ne facem alte chestii. Da. Ei, atunci, acum lucrurile s-au schimbat și televiziunea trebuie să... Mă rog, clientul este cel care dictează mersul televiziunii. Da și nu. Deci, pe de-o parte, cum spuneam, există clienți captivi care pur și simplu s-au fixat pe o post, pe o chestiune și așa nu mai dictează nimic. Mm-hmm. Ce spune și cineva? Și-au făcut programul, știu, seara la 8, mă duc acolo. Poți să dea orice. Nu, asta tot timpul, la orice oră, domnule, eu acolo stau. Și atunci nu mai dictează nimic. Deci el îți dă orice pentru că el știe că l-are fixat acolo și atunci, mă rog, dă lucruri din ce în ce mai, din ce în ce mai ieftine. Că dacă tot stă acolo, celor ăsta are scheptii bani pe spate uh-huh. general lui. Mai reluări de-a 10-a oară, mai nu știu, nu contează el cum stă acolo, că acolo este învățat. El se uită la sigla ta, nu se mai uită la program în sine. Și atunci asta e situația, nu mai contează și atunci nu dictează mare lucru. Nu știu cât va ține acest lucru, pentru că acest tip de client este un client în vârstă, în general, care fatalmente la un moment dat va face loc tinerii generații. Tânăra generație este un pic mai altfel, în sensul că nu mai are răbdare, iar cam vrea ce vrea imediat. Și atunci el nu mai are răbdare să stea când îmi dai tu filmul la ora respectivă. Aș vrea să-l văd acum sau când am eu timp sau să-l văd pe toate în weekend, dar sunt lucruri care deja a început să fie vizibile în state. Servicii cum ar fi Netflix, în care dau acces la o bibliotecă imensă de filme și care decuplează omul de dictatul programului. Pentru că programul ăsta e situația, trebuie același pentru toată lumea, e greu să-l personalizezi. Oamenii nici nu au așa multă răbdare și știm de totdeauna. Și când se termina episodul, abia așteptam să aibă săptămâna. Da. Ei, au venit cei de la Netflix cu ideea că e o chestiune, o mișcare interesantă pe acest domeniu, este că inclusiv monopolul producției de filme începe să scape din mâna Hollywoodului. Deja firmele de internet au reușit să câștige suficiente resurse încât să producă propriile programe. Propriile seriale, da. Propriile seriale, filme deja cele mai de succes, House of Cards, de exemplu, sunt o mulțime de astfel de seriale care sunt făcute, produse de filme de internet și Amazon lansează acum asemenea programe și eu am mers cu ideea, deci spre deosebire de sistemul clasic hollywoodian în care dădeai drumul la un episod pe săptămână, merg cu ideea, domnule, dăm o dată drumul la un sezon întreg. Și ce înseamnă o dată dăm drumul? Tot pachetul azi? Astăzi dăm tot sezonul și oamenii de acolo aceea se numește binge viewing. Se uită dintr-o dată, cum ne uitam pe vremuri la video, pe chestiunea că în felul ăsta nu mai ai tensiunea. A luat toate casetele de la, nu știu, serialul Pasărea Spin și îl vedeai când aveai timp. Mai vedeai ceva, trei seriale. Ceva trei... de genul ăsta. A, și tu te uiți când deci oamenii când ai timp. Scapă, în felul ăsta nu mai au tensiunea. Ce s-a întâmplat? Oricum au tensiunea când rămân între episoade, au grijă să, între serii, să rămână un cliffhanger ca să aibă succes și uh-huh. dincolo. Dar în felul ăsta deci niște, să spunem, niște dogme tradiționale ale Hollywoodului se încep să fie dărâmate uh-huh. de cum se fac niște lucruri. Se pot permite și
noutăți, pentru că multă lume observă că Hollywood nu mai face practic nimic nou. Face mereu, mereu și mereu aceleași filme cu alți actori și alte fundale. Spunea cineva că la Hollywood că așa stau maldere de scenarii. Care sunt aceleași, da, nu mai au timp. Diverse combinații. Idei vin, problema mare este că ideile sunt riscante. Deci un film costă, mai ales în state unde costă foarte mult, aproape tot, mai ales actorii cunoscuți au onorarii considerabile și atunci e puțin lumea care să-și permită riscul financiar, condiții care nu știe ce iese. Așa măcar știe, domnule, tipul acela funcționează, mai repetăm pentru că aia care s-au uitat la primele se vor uita și la următoarele pentru că avem un public captiv. Uh-huh. Asta poate fi interesant un fel pentru public, dar mișorează, adică arta până la urmă nu stă în reproducere, adică dacă sunt de bine, nu mașinile Xerox definesc arta. Uh-huh. Arta stă în originalitate, în combinații noi, în da. Puncte de vedere noi, care sunt mai greu de văzut și care e greu, zic, cei din România, e greu să le da, ei, filmele de la Hollywood nu au fost întotdeauna cele mai, dar, mă rog, ele s-au vândut bine, au fost clișeele alea care nu mai scap. Bun. Da, și un marketing bun și au fost promovate, premii. Da. Problema e, deci, tot a fost bine câte vreme nu aveau competiție, dar, cum spuneam, apar competiții din multe puncte de vedere. Da. Odată, apar ca producători filme de internet, de exemplu, cei de la care au făcut House of Cards. Ei erau învățați să duci la Hollywood cu o idee de film, prim episod, de serial, știu și eu, de pilot, să spun, se numește. Și te rogi de ei să ți-l finanțiezi, ca să vezi după aceea dacă prinde, să tot restul. Ne mai gândim, mai veniți, mai așa. Așa, mai discutăm. Și când s-au dus la Netflix cu aceeași chestiune și Netflix a zis, da, ok, dai drumul la primul sezon. Și cum, dar nu vreți să vedeți pilotul? Nu contează, dai drumul. Da. Că e altfel, că e cu risc, nu contează, dai drum. Adică, în principiu, poate e și un avantaj faptul că în internet unele firme au făcut relativ mulți bani, măcar au dus în domeniul ăsta în loc să-și cumpere patronii bărci din aur. Aha. Deci ideea acum, este ca să cineva. Aduci oamenii pe internet, un serial îți mai aduci. Deci ideea e că în momentul în care cineva încearcă să facă lucruri noi, trebuie să vină cu, sau încearcă să vină cel puțin, cu noutăți, cu lucruri făcute altfel, pentru că să reproduci ce a făcut și altcineva doar în alt mediu, nu ți oferă și un mare avantaj. Că poți să spui, domnule, mare sfărială că mă abonez la Netflix, da? Știi, sunt orete, sunt chestiuni, iau toate filmele la Hollywood, dacă vreau, toate într-o singură noapte sau cât pot, vreau eu. Da. Și atunci am încercat să vină și cu lucruri diferite, domnule, știi, sau altă chestiune mai interesantă care nu ai la Hollywood. Asta e una. De altă parte, crește și competiția altor studiouri, pentru că, mai ales acum că au scăzut și prețul la echipamente. Bine, principala concurență la noi nu prea există, iarăși motive probabil mai mult rasiste. N-aș fi cunoscut de Bollywood, studiourile indiene care produc mult mai multe de filme decât cele de Hollywood. Sigur, tradiționale erau extraordinar de siropoase. Da, știți că eu știu într-un clasa, eu citeam Uniunea Sovietică, era revista aia faină, aia o găseai mai... Și acolo, în clasamentul ăla, ei au scris, domnule, nu, țin minte că în cei pe vremea lui Ceaușescu, nu americane sunt cei mai mari producători de filme. Erau indieni și doi, rușii. Rușii făceau, aveau și o piață de filme foarte bine dezvoltată. Ei pe trei erau americani, dar ei le vindeau cel mai bine, filmele lor. Da. Au și marketing, au și filmele cele mai spectaculoase sunt, într-adevăr, într-o categorie separată a lor, pentru că profesionalism nu se face ușor. Dar mă uitam în ultimul timp, au apărut și la noi piață canale de la Bollywood, sunt multe filme jos pălăria, adică producții adică, foarte nu o să ajung la nivelul top, dar la nivelul top și ai unul, două filme americane. Știu și eu, dacă vezi unul pe săptămână la televizor, pe când aia poți găsești în fiecare zi un film chiar bun, doar că sunt numii necunoscute și chestii de ăsta, nu au marketing în spate, că nu are nimeni răbdare să uite la el, să uite, asta e un film PhD, interesant. Da. Doar mai sunt unii sunt chiar cunoscute, de Slumdog Millionaire, dacă nu mă înșel, este un film indian foarte cunoscut. Da. Deci vârfurile lor ajung la nivelul vârfurilor celorlalte și... au o masă considerabilă, mult peste filmele care se dau la ora 10 la televizor la noi. Da, dumneavoastră știți, eu v-am spus că eu mă urmăresc canalul ăsta KBS, corean, piața coreană de filme e și ea foarte tare. Seriale foarte multe, vin și ei din urmă foarte mulți. Sunt și la noi în România oameni care urmăresc serialele, nu numai coreeni, piața asiatică de filme. Tot, urmărim coreeni, urmărim... mexicani, urmărim ce din nu știu, nu mai sunt astea telenovelele alea sud-americane, dar au încă succes, telenovelele mexicane, au început chiar dacă să prindă
prindă mult serialele astea asiatice. Și turcești avem... Și turcești, da, ca să nu mai spunem, da. Problema e că ar cam trebui să începem să ne manifestăm și noi un pic creatura creativă, să începem să creăm și noi ceva, pentru că avem, este o oportunitate aici, mică chestiune, unde ne încadrăm noi în acest sistem internațional de valori. Pentru că știți că televiziunile la un moment dat aveau o problemă aici în Europa. Dom'le, dați și producții europene. Este o cotă, este legislația, nu mai știu, da? Nu mai știu exact, dar mi-am impresia că este o cotă care trebuie, știi, poți să începi la televiziunile astea diversificate. Am văzut canalele astea Filmbox, astea cine sunt? Polonezii? De unde sunt ei? M-am reprezentat în Polonia, nu știu dacă au plecat iar din Polonia, mai au și în Luxemburg, o sediu european. Dau și filme europene foarte multe din Nord, producții partea proastă că, din Nordul Europei, din Suedia, din Norvegia. Pentru un film nu e suficient să ai un film, chiar un film interesant. Ai nevoie și de marketing. Și aici se stă mult mai slab decât la Hollywood. Hollywood știe foarte bine să-ți vândă o prostie până la urmă, dar un pachetat așa de frumos și așa de drăguț, de asta sunt și așa de stresați să nu se vadă un film înainte de premieră și nu se audă, sunt trimită din SMS-uri, că a fost mare scandal că trimitea lumea din SMS-uri din stradă, voi nu veniți că e o porcărie. Și ești preocupat nu cumva să se afli că e o porcărie până când vine lumea și face premiera, îți scoate și noi măcar ceva exact, de acolo. Exact, ați văzut box office-ul american, ați văzut da, numărul de spectatori aici, din săli. Aici când și-au scos bani, spun domnule, da, am aici, aici e delicat pentru că știu, marketing ar trebui să intre critici în primul rând care să se uite. Noi nu avem critici, bine, la noi nici măcar nu mai există noțiunea de critică. Am zis așa cu valul și cine vine să facă o chestiune, păi, de aici uităm, avem... ideea, domnule, a luat premiul așa, la, e bun, hai la Globurile de Aur, acum ați văzut nominalizări la Globurile de Aur, sigur o să fie și la Oscar. Da, nici măcar nu mai există, adică dacă stai să uiți bine, majoritatea film, sau măcar, cel puțin un film bun, are mult mai multe planuri. Nu este doar ce vezi acolo, că se pușcă, pac, pac, a murit, care ne-ți filma. Multe chestii poți să vezi, stai, domnule, că ăsta reprezintă ceva. Cum e jocurile foamei, să spunem. Acolo vedem ceva, vedem efectele polarizării, lupta proletarului, să spunem, față de, știu și eu, cineva care îl asuprește într-un fel și ce face pentru ea. Colaborarea, ca filmele, să facem ceva. Într-adevăr, filme de Oscar au fost foarte bune. Eu mi-aduc aminte așa ce am mai văzut eu, așa filme de Oscar bune. A fost ăla cu Babelul, a fost în patru planuri, nu știu dacă ați văzut Babel, la fel un film, dar nu făcut de american, tot un film de un regizor mexican, dacă nu mă înșel. Povestea lui, îmi scap acum, cu cel care mergea de la bătrânețe spre tinerețe, iarăși un film... Cazul straniu al lui Benjamin... Benjamin Button. Da, foarte tare povestea respectivă, dar astea sunt foarte puține. În rest sunt filme care dispar... E normal să fie puține. Deci idei noi și spectaculoase nu se scot ușor, pur și simplu. În primul rând, ca să scoți idei noi, trebuie să ai foarte multe idei care să te cuplezi. Că multe lume și închipuie, știi, îți trezești unul așa deodată și o picșate de aia, nu. Toate ideile vin din tamani în expunerea la tot felul de alte idei precedente care le cuplezi altfel. Bine, artiștii au și talentul ăsta să cupleze chestiuni atipice. Și pe mine gândirea plăcută, exact când ideea tipice de care ne-am gândit că s-ar putea cupla, sunt cuplate împreună și ne bucur așa că vedem o chestiune nouă care nu o văzusem. Da. Pentru că... Mi-aduc aminte când a venit, când a fost nebunia cu Avatarul în Statele Unite, făcea vânzări. Ei, a venit un film cu o poveste foarte simplă de dragoste între doi tineri, așa, el venit din, pe front și publicul american era atunci sensibil cu ideea de războiul din Golf. Dom'le, a bătut filmul ăsta și a luat locul, ți-mi-aduc aminte. Bine, Avatarul a fost mai mult de imagine, de spectaculos. Exact, foarte, foarte mulți bani în realizare. Dar o poveste simplă, bine realizată, o poveste. Deci, iată că și subiectele astea simple... Oarecum normal, din punctul de vedere. Fac audiență. Dacă să ne uităm la ce înseamnă frumusețea. Relativ. Deci... Unele femei trebuie să aibă multe, multe straturi de tot felul de valuri și de chestiuni care e așa și iese ceva, ceva. Dar față de frumusețe naturală și suavă și care vine relativ la cineva, e automat pe locul 2. Deci, deci Avatarul probabil că intră la categoria o chestiune mult vopsită cu chestiuni foarte frumoase, foarte spectaculoase. Ei, dar, trebuie să recunoaștem, asta e societatea consumismul ăsta actual, publicitatea. Dom'le,
Mi-aduc aminte, am mai spus asta. Am un prieten care are un mic magazinaj de ăsta cu produse de spălat, de spray-uri, de parfumuri, de tot felul așa. Și spune, domnule, uite, vă dau eu că am testat eu așa și vă pot garanta că e mai bun decât ăla. Nu, domnule, dați-mi că am văzut reclamă la televizor. Și vine omul chitit, dă-mi ăla că l-am văzut reclamă. Și nu poți să-i spui nimic. Aici e chestiune, cum spuneam, că ne uităm la reclame în loc să ne uităm la review-uri, la chestiuni serioase din punctul respectiv. Lucrul ăsta nu se întâmplă. Părerea mea că aici e o chestiune care trebuia să existe o organizație, în principiu și o organizație pentru protecția cumpărătorilor. Ar fi fost ideală să-și facă chestiunea asta. În Anglia este o organizație, se numește WHO. Nu, revistă, au însemnă organizații pentru protecția consumatorilor care iau în fiecare număr un număr de categorii de produse, testează toate produsele și spun, domnule, ăla e produsul bun. Uh-huh. Și reclama e secundară față de ce scrie în reviste. Nu-i dă nimeni în judecată să spună. La noi în România, mi-aduc aminte, erau conferințe la protecția consumatorilor. Domnule, am găsit niște operatori cu niște pâine așa, le-am retras de pe. Domnule, dar zi cine să ia ca să nu mă iau de la ei. La noi e frica asta, domnule, mă dă în judecată că i-am stricat imaginea, știți? Poate nici nu era vinovat vânzătorul. Poate era vinovată fabrica, adică pe undeva e și o chestiune să descurci și o afacerea, viața unui om, pentru poate un accident. Dar în momentul în care vorbim de un produs care este pe piață și disponibil peste tot și îl testează ei, de exemplu, acolo nu mai e o problemă. Da, domnule, ăsta e mai bun, ăsta e mai rău și astea sunt situații. Cum sunt cei de la Euro în cap sau cum sunt, eu știu cum spuneți dumneavoastră, foarte puternici și au, cum să spun, au un cuvânt pe piață. Și lumea a început să-i creadă pe cuvânt? Nu, dar nici măcar nu există, decât foarte rar. Erau într-o vreme, eu am prin revista automobil cândva, erau niște comparații cu mașini, nu știu dacă mai sunt, nu știu dacă mai sunt revista. Mai sunt site-uri, deci pe chestiuni specializate și eu când ia cineva aparat fotografia, se uită pe site fotografia de să vadă ce review-uri sunt, ce review-uri. Deci asta e în domeniul profesional, dar în domeniul de larg consum mai rar. Asta e chestiuni care s-ar putea dat un exemplu de emisiune care ar fi și instructivă pe undeva pentru TV. Hai să luăm diverse chestiuni și se poate face un filmuleț, un program informativ cu produsele respective. Mica problemă este că e un pic contraproductiv. Din ce cauză? Multe mass media la noi trăiește din publicitate. Și atunci, decât să-i zici de rău de el, mai grabă e ceva publicitate. Dacă e ceva de rău, nu câștigi nimic. Dacă faci ceva publicitate, câștigi ceva și atunci ții ce-o cu mic. Da, și așa este. Și în acest motiv, asta este o mare problemă. Adică, pe urmă, mass media a fost mult tributară acestui sistem. Da. Asta e dezavantajul comercializării excesive. Adică, zice, totul devine privată. Era și o memă care circulă la noi. Bine, noi avem... Spunea cineva, un amic, domnule, Sportul Național Românului, săritul peste cal. La cei care chestiune, loc să găsim locul așa, mai sărim fix diagonala cealaltă. Și ne-am sărit, domnule, totul comun, hai, totul fie privat, că privatul este panaceul universal și când e privat, totul e minunat. Evident că nu este așa, vedem acum televizor, câte chestiuni au fost cu sifurile, câte chestiuni private, dar se fac lucrurile mai rău decât când erau de la sac. La sac mai era măcar era frică, că, domnule, nu-s banii lui și mă prinde. Aici banii mei sunt atât ce mă întrebi pe mine. Și să ne uităm, nu merge România, unde-s banii? Păi în transnațională cu tare, în insule, nu știu care, da. Care. Asta e situația. Adevărul undeva la mijloc, din punctul de vedere. Bine, a rămas așa noi, de exemplu, TVR, a rămas în ideea că îl finanțăm cu toții pentru a fi neutru, dar nu știu cum se întâmplă că deși îl finanțăm și în post, comparativ cu altele destul de bine finanțat, tot o mulțime de programe de publicitate care promovează niște produse de o calitate discutabilă, adică care, după părerea mea, de fapt, nu fac nimic. Alea n-au locul la ProTV, la un canal, înțeleg, la un canal, știu și eu, făcut de trei oameni într-o garsonieră. Dom'le, altcineva nu vrea să ne vândă publicitate, că nu se uită la noi, n-avem cotă. Dar la un canal, zic eu, bine finanțat, deși nu cât și-ar dori, dar nimeni nu are cât și-ar dori din punctul de vedere, să vezi transmisă până la urmă pseudocultură, că până la urmă asta sunt, în momentul în care faci publicitate la un produs care nu face chiar ce induce acolo, bine, sunt făcute cu grijă, că să nu spună, domnule, produsul ăsta te vindecă. El zice, domnule, te ajută să te simți mai bine. Uh-huh. Și cum definești că te ajută, cum definești că te simți mai bine, așa o chestiune informată. Au început și la noi sistemul ăsta din Italia, am văzut care apar persoane publice și spune, domnule, cumpărați ăsta, garantez eu pentru el.
Da. Cum e cu farmacia, da, cu Arșinel și cu Stella. Cumpărați de aici, că sunt prețuri mici, domnule. Să duc oamenii, nici nu mai întreabă în stânga, în dreapta. Știu că acolo sunt prețuri mici. În mod normal, poate pe perioada respectivă, poate la TVR sau la ceva care îl plătim cu toate ca acea chestiune, domnule, cât ăla se finanțează și abia are după ce bea apă, greu să te uiți la el, domnule, de ce n-ai un standard moral. Dar la cineva care îl plătim cu toții ca să mențină și să crească acest standard moral, pentru că până la urmă ăsta e motivul pentru care îl plătim, dar te-ai cam aștepta să fie la, să fie ăla cum a ridicat-o ștacheta. Da, e o competiție. Mă rog, aici cu TVR-ul e o altă discuție. După părerea mea, TVR-ul n-ar trebui să intre în competiție cu celelalte televiziuni care își trag banii de pe piața de publicitate, pentru că aici TVR-ul ia bani de la tot poporul. Mă rog, și relativ. Aici ar fi fost bine să fie relativ, din punct de vedere. Să fie existat, păi, nu e o concurență loială, adică... Nu, nu e problema de asta, nu e problema că ia o suplimentare făcând publicitate. Problema mare este calitatea acelei publicități, exact, calitatea acelei emisiuni, adică noi plătim ceva față de un post care câștigă doar din publicitate și zice, domnule, n-am variante, dacă nu mă duc să dau prostie asta, mă închid mâini. Da. El nu e în situația asta, el este plătit de noi ca să mențină un nivel de calitate. Deci dăm ceva pe deasupra, deci el are publicitatea care are oricine, plus ceva pe deasupra, plus ca să-și poate permite, ca să-și poate stat, permite, da, să refuzi coborârea șachetei sub anumit nivel. Da. Din păcate, nu se întâmplă fenomenul ăsta. Exact, așa este. E de discutat aici despre ce va oferi televiziunea viitorului, televiziunea de mâine. E clar că internetul va lua foarte mult. Ne vom muta cu toții pe internet, pe online. Uite-l. Uitați-l. El e omul pe internet. Deși pe internet există producții, inclusiv video, este... ca și conținut, este consistent pe internet. Deci cineva, da, trebuie să facă chestiunile respective și chiar există. Dacă nu știu, și în piatra este o televiziune care există practic doar pe internet și cu oarecare vizibilitate. Și vor fi foarte mulți care vor face televiziuni fiecare. Și aici jurnalismul. Am auzit într-o seară discutând, l-am auzit pe, cred că pe Turcescu, nu știu pe care, și spunea, domnule, au apărut oameni care comentariile lor, analizele lor de pe internet, de pe forumuri, de pe tot felul, de pe online, sunt mult mai bune și mult mai corecte decât a altora grei din presa românească. Asta e oricum normal, pentru că la internet nu ai publicul captiv. Cum spuneam, în presa ai deseori, domnule, ăla la mine se uită, ce am zis eu, aia bagă în cap, exact, și pot zic orice, de preferat ce are interes. Trebuie să o duc numai pe zona respectivă. Pe când pe net e foarte aproape de orice altceva în acest punct, da, de vedere, plus că ai contradicție dacă sari peste cal, contradicție de obicei sunt chiar alături în comentarii. Mm-hmm. Plus că acum e și chestiunea cum ajungi la informații respective, pentru că pe internet un pic modul de accesare a informației e un pic diferit. Maniera, să spunem, formatul tipic e, să spunem, de blog pentru comentarii, dar oamenii în general nu urmăresc un blog. Oamenii, ca flux de știri, ca element de funcționare, folosesc acum mai nou Facebook-ul. Într-o lume era răsăsăuri. Da. Ori în Facebook îți vin și cu comentarii. Deci, obicei, ai un link, ce a spus ăla, dacă vă folosiți, nu uite ce prostie a spus ăla. Da. Și atunci se umflă o chestiune negativă mult mai mare, mult mai repede, și atunci trebuie să, mă rog, nu poți să sari mult peste cam în partea negativă, de altă parte, doar aia care spun ceva interesant ies în față și sunt vizibili. Da, n-am apucat să vorbim de Facebook, poate într-o emisiune viitoare, că și Facebook-ul ăsta mult deranj a creat. Ați văzut că Facebook-ul, așa se spune, că Facebook-ul a dus președintele ăsta nou. Ei, rămâne de văzut ce va fi. Oricum, cu Facebook-ul ați văzut, s-au făcut revoluții prin Nordul Africii și prin alte țări. Chiar cred că și pe la ruși am impresia, Facebook-ul e un Facebook al lor, așa, în general, local. În general, revoluțiile se bazează pe tehnici noi. Adică, da, nu prea am văzut revoluții care să vină, domnule, noi folosim pentru revoluție telefonul de fix. Acum mii de ani. Da. Deci, în principiu, fiecare, cândva a fost revoluția, când a vrut presa scrisă, noi facem manifeste și tot așa. Adică, prin definiție revoluționare... De-aia e și revoluție, nu? Că vine cu ceva, cu ceva nu-i cum, revoluționar. Și de obicei, lipsa de... așteptare, să spunem, deci revoluția asta apar datorită unui conflict, până la urmă, un conflict între realitate și ce așteaptă oamenii. Ori oamenii așteaptă nu din cauza că realitatea a rămas la fel, ci din cauza că apar lucruri noi și ei se așteaptă că realitatea să folosească acele lucruri noi. Și atunci, da, e normal ca revoluția să fie chiar încurajată și să folosească elementele noi care apar în acest domeniu. Și dacă astea acum ai lucruri cele mai noi... Revoluția anului viitor. În orice caz... Am înțeles ideea principală, stimați telespectatori, mari invenții
ale omenirii nu s-au produs din anii din 75 încoace. Ei, perfecționări, eu știu tot ce înseamnă tehnică, mă rog, s-a perfecționat, dar ceva revoluționar cam puțin a apărut în ultimul timp. Citeam că va face benzină și cu asta ieșim, Carmen. Vor face niște benzină din apă și nu știu ce. Mă rog, asta cred că va fi o invenție a viitorului. Povești, în punct de vedere. Chiar benzină în apă, nu. Hidrogen, ceva... Hidrogen, da. Deci, probabil cu hidrogen. Hidrogen nu e benzină. Hidrogenul, fiindcă vine vorba, nu este un element de... nu este o sursă de energie, ci este un element de stocare a energiei. Deci hidrogenul este, pentru că nu avem hidrogen, deci dacă am fi undeva să merge hidrogen, dar fiind foarte ușor, hidrogenul a plecat. Deci cel mai răspândit element din univers, nu-l avem noi pe Pământ. Și atunci hidrogenul trebuie să fie produs și se produce cu consum de energie. Deci el este pur și simplu o metodă de a lua energie de undeva și a împacheta într-un format convenabil, portabil și ușor de a merge cu mașina, pentru că benzina are avantajul, este un format foarte dens și sigur și comod de transportat. Și aici se caută mereu alternative, de la acumulatori, la hidrogen, la diverse alte soluții intermediare. Vom vedea ce va fi. Vă mulțumesc încă o dată și la mulți ani, domnul Mihai. Vă mai așteptăm pe la noi. O zi bună vă dorim, stimați telespectatori. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!